Bună seara, doamnelor, domnilor, încep știrile la TV Sud. Sunt Iulia Blondea și vă prezint cele mai importante evenimente ale zilei. Trei tineri au scăpat ca prin urechile acului după ce mașina în care se aflau a căzut în gol peste 15 metri. Din cauza ceții și a vitezei excesive, tânărul de 20 de ani nu a mai putut controla autoturismul care s-a oprit în curtea unei companii. Doar o minune a făcut să nu fie niciun angajat prin curtea unității atunci când s-a întâmplat accidentul. Accidentul rutier s-a petrecut din cauza lipsei de vizibilitate produsă de ceața densă. Mai mult, spun martorii, șoferul de 20 de ani circula cu o viteză excesivă. Într-o curbă a pierdut controlul volanului, a distrus un parapet, iar mașina a căzut în gol, aproximativ 15 metri, în curtea unei companii. Nu au nimica. Indiferent cât au fost, nu au nimica. Ce stare e mașina? Deci, nu e în stare bună. Dar e bine că n-au ei nimic. Cred că a fost puțină viteză, a fost viteză. De la viteză, da. Viteză și somn, se zice. De ei n-au nimica. E bine că nu au nimica. Doar o minune a făcut ca cei doi pasageri și șoferul să scape fără nicio leziune, dar și în curtea instituției unde a ajuns mașina să nu fie niciun angajat care se putea alege cu răni grave. Impactul a fost destul de violent, iar autoturismul a fost distrus în urma izbiturii cu solul. Angajații companiei s-au speriat teribil când au auzit bubuitura puternică și au sunat imediat la 112. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție. Poliția face cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele în care s-a produs accidentul.